În ajunul campaniei electorale pentru europarlamentare, reprezentanții partidului Noua Republică au cerut administrației locale să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la regulile de afișaj electoral. Mai exact, aceștia au cerut în această dimineață poliției locale să ia măsuri față de 4 afișe electorale care se află pe fațada unui cămin de pe strada Elena Văcărescu din Deva. Facem astăzi un manifest pentru civilizație. E un protest împotriva practicilor, obiceiurilor proaste electorale din România. Aici, pe această clădire, persistă afișaje electorale de acum 2 ani, din primăvara campaniei electorale din 2012. Afișele electorale, 4 la număr, rămase din campania electorală care a avut loc în anul 2012, aparțin candidaților de la acea vreme, Petru Mărginean și Mircea Ioan Moloț. Eu mă întreb din punct de vedere economic, știu că orice firmă care dorește să-și facă un astfel de afiș și să păstreze, ea are nevoie de autorizație, are nevoie de contracte cu proprietarii și cu primăria. Sunt curios dacă cei care au afișele aici sus au aceste contracte, au aceste chitanțe și dacă s-au plătit aceste lucruri. Pentru că nu e normal, în condițiile în care există un regulament unde e clar, afișele se iau după perioada contractului. În urma sesizării făcute de reprezentanții partidului Noua Republică, poliția locală Deva a constatat prezența materialelor publicitare pe imobilul respectiv și au dat asigurări că s-au stabilit și sancțiuni pentru competitorii politici care nu vor respecta legea electorală.